Salutare și bine ați venit pe canalul din Vișoana, Viața prin Străini. Salută și voi și oamenii. Bună. Astăzi o să vorbim de cum am plecat noi în afară. Înainte să plecăm afară, noi am lucrat pe România și ne-am decis să ne încercăm și afară. Au fost din scurt, am sunat la mai multe firme, care era cu pretenții, care era și era. Într-un final am găsit o firmă, am pus noi bagajul acolo, așa, 3 geamantane de haine, mâncare, o mașină plină de toate. Am zis că plecăm în America, dar știu că pe aici se găsește mâncare, se găsește de toate și ce se găsește la noi. Plecat din România, plecat după amiaza, două zi dimineața am ajuns la firmă. Am ajuns acolo la firmă, ne-am făcut contractul de muncă, ne-am făcut direct aici în afară. Ne-am terminat contractele, noi când am vorbit la firmă, am vorbit să venim echipaj format, eu șofer, șofer titular și soția începătoare. Noi dacă am lucrat pe România, noi am venit echipaj format. Dacă am venit echipaj format, la firma respectivă, se dădea și probă și probabil se dă și acum probă din lucru. Adică la majoritatea firmelor, cred că se dă probă. Am terminat actele, contractele, tot. Camionul care trebuia să luăm nu era ajuns. Am dat proba cu Volvo cu Euro 5. La probă, în ce constă proba? Să te vadă dacă cum conduci, dacă știi să agăți o remorcă, dacă nu știi, dacă știi să folosești un frig, o prelată. Și depinde pe ce lucrezi. La noi Volvo s-a urcat persoana respectivă care dărim proba, am agățat remorca, am ieșit de acolo la din curte și am ieșit la drum, cum s-a spus. Am ieșit la drum, au uitat de la noi așa, văzut cum mergem, că știm. Eu am învățat ca pe România, fugăreală. M-am mutat în generatorul, dă-i, făcea ăla, așa făcea aici, am drept. Eu am învățat ca pe România, că na, ca să ajungi drept, să faci prima impresie bună. Aha. După aia am ajuns la un pod, eu dacă am lucrat mai mult prin port, prin tăci strâmbitorile, prin tăci, am lucrat pe basculă, prin tăci conclaurile, prin toate, pe unde se putea. M-am uitat după indicatoare, m-am uitat în față, am văzut că trece, m-am uitat la indicator să văd de cât e indicatorul, de cât e. Trec de indicator și apoi mă întreabă, dar cât și filmează în timpul ăla, probabil să dea mai departe la firmă, la care da. Ce indicator era acolo? Apoi am spus, da, eu am venit aici să fac școală de șoferi cu tine sau să dă proba, dau examenul acum, eu am permis. Eu am lucrat, nu mă iei tu la întrebări acum că ce indicator era acolo și ce trebuie să faci acolo, așa? Păi ori dau examen, ori dau probă din loc. Dar pe început arăte, i-am zis că eu mă uit cu ochi, dacă trece, trece, dacă nu trece, mă opresc. Nu mă uit la indicator, că pe România nu găsești la tăti podurile sau la tăti halile pe unde bagam noi și basculam și făsem, găsești indicatoare, vezi că trebuie să basculezi 4 metri și remorca ta bascula 7 metri. Noi basculam la ochi, când vedem că ajunge aproape, gata, până acolo mers. Așa, după aia ne-am mai dus la un indicator cu accesul interzis între orele D și orele D. Eu nu m-am mai uitat, el dacă mi-a spus stânga, dreapta, înainte, dacă noi nu știam nimic și ce costă proba, că nici nu a spus că conduceți, trebuie să conduceți, să dați examen. Și
după ce am trecut indicator, iar mă întreabă. Și indicator acolo, și indicator era acolo, la cât, la cât avem. Bă, nu știu, nu mai pot să fac stânga aici și eu am făcut și ne-ai spus tot. Bă, nu așa tare. După aia, cam mai tot. Am fost, am băgat la rampă, la rampă când am băgat tot la fel. S-a dat el jos, telefonul în mână, filmez acolo și așa, eu am făcut frumos bucla, atunci am dat un demaraj înapoi direct în rampă, drogozul că vin perfect drept pe linii la rampă, nici nu mai terminat filmarea până la capăt, m-am băgat la rampă și-o dat, după aia, o zic că da, trebuie să meargă și soția, o zic că trebuie să meargă măcar drept. Și mai mare plăcere cum să nu meargă drept. Și merge și înapoi, bagă-și la rampă. Zic că nu-i problemă. După aia s-o urcat cu soția la probă. O văzut cum merge. Soția, mă, că spune așa soția, poate că o sunt așa din... A văzut cum merge, a merge reglamentarul, merge. Că ea dacă a văzut la mine că... respectivul care dădem proba de lucru, vrea să mergem ca cum mergem la școala de șoferi, retardă cu consum. Toate astea, au spus că ea e șofer numărul 1 și șofer numărul 2. Și eu îl întreb, adică ea șofer numărul 1 și șofer numărul 2, că nu înțeleg. Au spus că ia o spăduc, tu o să faci de mâncare. E bun și așa. Și te spălați. Se face un șofer numărul 2, bine, că asta vorba, că se face un șofer. Așa. În fine, am luat noi camionul, ne-am pus tot bagajul, ne l-am... Adică n-am terminat de pus bagajul, că deja ne-a dat... disponentul ne-a dat la dispăruți, că nu ne găsă, că nu ne găsă. Aveam telefonul firme și telefonul firme, cum a fost predat la birou, noi am luat o coașcă acolo și acolo. O geantă. Toate actele mașinii, cu telefon, cu tot. Dar noi n-am dat de importanță, noi am zis, le geanta așa pe mașină pe acolo, ne-am apucat să ne punem bagajul, așa că trimis de pe acolo, trimis un personal care lucra acolo la firmă, de ce nu răspunde la telefon? De ce nu răspunde la telefon? Dar am dat să ne așezăm bagajul, să ne... Nu trebuie să vin la remorcă și trebuie să plecați cu ea, să stai așa o leacă, omule, că noi am venit de pe drum să-mi rupt în gură. Stătă noaptea, cum mă trumăți în curs acum. Așa. N-am plecat, am plecat după... Nu ne-am dus la cursa aia, adică nu ne-am dus nici bagajul, mă, pusesă. Nu înțeles. Nu înțeles el într-un fel, da? O haricare. Acum am plecat a doua zi. Doua zi am plecat. O ajuns o remorcă. Dar așa, acolo am la remorca. Am fost cu ea, am descărcat, am încărcat. Prima cursă, a? Și am plecat prima cursă în Germania. Doar și acum când mai mergem acolo la descărcat, am zis că mă aduce aminte că unde a fost prima noastră cursă. Am plecat noi acolo, noi, dacă n-am mai fost pe afară, în România nu foloseam GPS, știam toată România. Ne-am luat două, adică aveam un GPS de mult, când m-am apucat eu de șoferie, 5 ani, dar nu-l folosesem, nu era actualizat, nu era nimic, așa am zis că de rezervă trebuie să noi cumpărăm unul de acasă, că am zis că și nu știi dacă găsăm noi GPS-uri prin afară sau... Rapid le-am pus alea două, am căutat a treia, s-am găsit-o și mai avem și de la firmă un telefon și puteai să intri pe GPS pe el. Am pus pe toate trei adresa, am încărcat și am plecat la drum cu toate trei. Pe drum, unul spunea stânga, unul dreapta, unul merge înainte, acum nu mai știam pe care să ne luăm, să ne luăm de pe ăsta din stânga, să facem dreapta, să mergem înainte. Abia așa am fost până în Germania, până la urmă când ne luam după unul, când după altul, am ajuns noi într-un final la... La descărcat, am ajuns în timp că era descărcările și încărcările erau la ore fixe. Am ajuns acolo,
la următoarea cursă am mai renunțat la un GPS. Acum mai rămăsese două. Tot la fel, unul stânga, unul dreapta. Nu știam după care să. Adică tot la fel, ne luam bal după unul, bal după altul. Doua cursă a fost, da? Franța și după aia în Spania. Deci am plecat din Italia, am fost în Germania, din Germania în Franța, din Franța am plecat în Spania. Și pe parcurs, după ce am văzut noi cum stă treaba, cu autostrăzile, cu ieșirile, toate astea, eu venit mai ușor, am renunțat și la al doilea GPS, dar prima și prima dată când plecați într-o cursă, vă puneți adresa, vă uitați întâi pe GPS, pe traseu, pe unde vă duci și GPS-ul. Că, de exemplu, în Elveția, majoritatea firmelor nu face Elveția. Voi când ajungeți la o firmă, trebuie să întrebați studentul sau cine întrebați dacă face Elveția. Elveția nu e greu de făcut. O să vă explic în alt video. Elveția. Deci trebuie, dacă faceți Elveția, trebuie să o puneți neapărat. Să nu intrați în Elveția. E o țară ieșită din UE și trebuie făcută bani, trebuie făcută. E foarte complicat. E mai complicat cum e la noi să ieși din vamă, dacă ar fi cum e la noi, cum să ieși din vamă și cu apel, ar fi mai ușor, dar acolo așa e mai complicat. Să vă spun, da, bine. Așa. Am în Franța, ne-am descurcat, a trecut greu cea la mare care era nouă așa. Noi dacă n-am ieșit în afară, știam cu străzele, cu autostrăzele, cu toate astea. A fost mai complicat în primele două zile, trei. După aia m-am acomodat ușor, nu are să fie frică. Să conduce de 100 de ori, mă ușor ca la mare. E foarte ușor. Când ies pe afară. Mai sunt și locuri. De exemplu, dacă te duci pentru un sătuc sau depinde pe ce țară. De exemplu, cum e pe Italia, dacă te duci prin sătucuri, prin aiesi, poți să ajungi să te întoarcă pe elicopterul. De asta vă spun să vă uitați, prima dată să vă uitați pe unde vă duci. Trebuie să urmăriți autostrăzele. Uitați pe tot traseul, să vedeți dacă vă duci pe autostradă, să nu vă duc, nu știu cum se zice la noi, pe naționale, adică naționale la ei, pe străzi, sunt mult mai bune ca la noi. Să vă duc prin oraș, cum ar fi bun, să rămâniți pe acolo, să nu mai puteți și să dați din balcoane, să nu mai puteți trece, să nu mai puteți da înapoi, dați-mi sectoare de curbi. De azi a fost cu voi Liviu și Oana. Salutare!